AGR să prezinte ordinea de zi. Astăzi, pe ordinea de zi, avem trei proiecte. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic a investiției, extindere și modernizare sistemului de iluminat public, strada A, în comuna Caș, în județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic a investiției, extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensarul uman, sat Caș, în comuna Caș, în județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic a investiției, dotare dispensarul uman, sat Cuița, în comuna Caș, în județul Bacău. Sunteți de acord? Da. Dăm citire la primul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic a investiției, extindere, reabilitare, modernizare și dotare de dispensar uman, sat Caș, comuna Caș, județul Bacău. Propune. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la investiția, extindere, reabilitare, modernizare, dotare de dispensar uman, sat Caș, comuna Caș, județul Bacău, după cum urmează. Indicatori economici. Investiția este în valoare de, totală de 527.126 lei, inclusiv TVA. Din care? Din care? Ce plus M? 100 și montaj. 274.573 lei. Dotări. 86.346.000 lei. Indicatori tehnici. Suprafața totală de ocupare a terenului, clădire plus teren, 200 metri pătrați. Regim de înălțime parchet. Area construită la sol 170 metri pătrați, area utilă 127,5 metri pătrați. Lucrările constau în consolidare fundației, reparația la structura consolidare suprastructură, extindere pe orizontală în vederea creierii de grupuri sanitare, reabilitare instalații termice și sanitare, reabilitare termică. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre, primarul comunica și instituția prefectului județului Bacău. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația în domeniul public și privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman, sat Caș, Comuna Caș, în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic a investiției, extindere și modernizare sistemului de iluminat public, stradat în comuna Caș, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici a investiției, extindere și modernizare sistemului de iluminat public stradal din comuna Cașin, județul Bacău, după cum urmează. Indicatorii economici. Investiția este în valoare totală de 522.864 de lei, 0,82 bani, inclusiv TVA, din care buget de stat 504.015 lei, 0,41 bani, inclusiv TVA, 19%. Buget local 18.839 lei, 0,41 bani, inclusiv TVA 19%. Construcții plus montaj 489.335 lei, 0,35 bani, inclusiv TVA 19%. Indicatorii tehnici, modernizarea iluminatului public stradal prin montarea a 505 corpuri noi de iluminat, economic, extinderea de rețele de iluminat cu 200 metri, montarea unui punct de aprindere și a unui stâlp pentru iluminat nou. Articol 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei, Cașin și instituție prefectului județului Bacău. Da. Raport de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, extindere și modernizare sistem de iluminat public stradal din comuna Caș, în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, repropune în Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic a investiției, dotare, dispensar uman, sat Curița, comuna Caș, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economice la investiția dotare dispensar uman sat Curița, comuna Caș, județul Bacău, după cum urmează. Indicatori economici. Investiția este în valoare totală de 62.070 lei, inclusiv TVA.
Indicatorii tehnici conform anexei. Articol 2. Secretarul Comunii va comunica prezent autorul primarul comunicat și instituție pe vești de subastrăuri. Da, deci, dar nu am picat, domnul. Da. Ca să vă citesc și ce înseamnă aceste dotări. La poliția face numai dotare, fiindcă el este modernizat, este modern, este, are tot ce trebuie și face numai dotare. Deci, denumire. Aparat de măsurat tensiune arterială cu stetoscop. 1000 de lei. Canapea, examinare cu suport membre inferioare, examinare ginecologică, 3500 lei. Cântar pentru adulți, 200 lei. Taliometru, 120 lei. Pelvimetru, 160 lei. Negatoscop pentru radiografii, 700 lei. Apăsător limbă, 15 lei. Deschizător gură, 15 lei. Ciocană reflexe, 40 lei. Canule rectale, 10 lei. Canule uretrale, 10 lei. Canule vaginale, 10 lei. Trusă completă de mică chirurgie, 300 lei. Valve ginecologice și pense de corp, 70 lei. Centimetru de proiectorie, 20 lei. Seringă guion pentru spălături auriculare, 100 lei. Atele cramă, 20 lei. Termometru, 40 lei. Ecograf portabil, 22 mii lei. Electrocardiograf portabil, 4000 lei. Aparat sterilizare, 4500 lei. Masă examinare pediatrică, 2000 lei. Frigider farmaceutic cu termometru interior, 4500 lei. Geantă pentru vaccin izotermă, 100 lei. Lampă UV bactericidă, 750 lei. Recipient materiale contaminate, 30 lei. Paravan medical 3 foi, 800 lei. Masă de inox cu poliță, 950 lei. Masă pentru instrumentar, 11.000 lei. 1.100 lei, pardon. Dulap instrumentar, 1.200 lei. Dulap medicamente, 900 lei. Frigider, 2.000 lei. Deci asta este dotarea la căminul la dispensarul de la Culița. Să dea Dumnezeu să se aprobe proiectul de structură. Vrem nici la finalizare și să avem și cadre medicale pe măsura echipamentului care le va avea. Deci asta ne dorim în primul rând, că degeaba ai dotări, a dus ce înseamnă și Spitalul de România. S-au dotat, s-au modernizat, încă au rămas. Cadrele care au cadre. Au cadre, sau cadrele nu au plecat. Ce e bun, au plecat afară. Ce e bun, că sunt și bun, dar ce e bun. Da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice, investiții, dotare, dispensarul Mansal, Turița, Comuna Cașin, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Deci, să fiu mai clar, să le explic clar. La eliminatul public stradal înseamnă 505 lămpi moderne economice, deci se va reduce consumul, un sfert de consumul care avem acum, cu siguranță se va reduce, dar nu și mai bine un sfert, vom plătime puțin. Noi anual la consumul la eliminatul public plătim cam în jur la 1.200.000.000. Bani vechi, deci o grămadă de bani. Cu programul care știți dumneavoastră, programul ăsta care e dus până la ora 1 noaptea și iar de la 5 până la 6. Se plătește în jur la 1.200.000. Eu zic că ar fi o chestie foarte bună dacă s-ar aproba un lucru bun. Extinderii se face în Andrășești. Avem o stradă la domnul Ghiba, care a fost predată de ei, Consiliul Local Cașin, în administrarea noastră acum, și-am introdus-o în domeniul public la noi, au donat-o până notariat, fiindcă era strada lor. Ei și-au construit casa, a fost un servituții și era lor. Și ei au venit la notar și a fost solicitarea lor să mă doneze nou. Domnul de nou, ei au acolo rețea de electric, o au, făcută de ei, în fond propriu. Dar rețea de iluminat nu au. Fiindcă nu îi dă voie să facă rețea de iluminat, nu aparțin de ei ori, aparțin primăriei, unității. Deci rețeaua de iluminat este a noastră. Și la Cașină, de fiecare eliminat, vrem tot ce avem, este a noastră, nu iau eu. Că stăm pe stâmpul celor la EON, e asta totul altceva. Dar și stâmpul lor stă pe domeniul nostru public. Deci energie o să mai lucrezi la ea, încă nu e clar. Fiindcă ei ne percep nouă taxe, ne facem investiții privind extinderea rețeaua electrică, știți prea bine, noi facem rețeaua, extinderea, o predăm lor,
Acum, chipul lui Cumăinț în patrimoniul lor, fie documentat. Fie și pustul. Comodat, e mort, dat de. Dar culmea e că el când îmbrașează omul, ia tot îmbrașamentul 16-18 minoare. Adică e ceva ne la locul lui. De ce să iei banii aia 18 minoare? Când a fost investiția lui. El n-are ce amortiza acolo. Investiția a fost, practic, a fost în local, se predă de ceamă, dar? Astea le seama niște anumări, care probabil când guvernul sau când au vândut sau au dat rețeaua distribuției E.ON, le-a săpat în caietul sarcine și ei s-au bucurat în lucrul ăsta și îl folosesc. Ei nu fac extindere, face statul, nu inspecție Consiliul Local ca și în banii de buget local sau în alte excursii și ei se bucură de acea investiție și culmea că iau și dați de brașime. Sper că pe viitor să o regrete guvernanții noștri să revină într-o normalitate și asta. Asta e pe iluminatul public. La dotări ați văzut că la dispensarul Domn Puiță ați fac dotări, bilea și citit. La Cașin se face extindere pentru grupul sanitar și să vedem dacă ne iese și pentru un, cum îi spune, un cabinet stomatologic. Să avem și un cabinet stomatologic plus grupul sanitar. Dacă ne iese și cabinet stomatologic, eu zic că ar fi ok. Și dotările vor fi cu măsură. Ați văzut că finanțarea cât este? 62 de mii. Nu, ce? 500 și ceva de mii. 5 miliarde. Deci banii ăștia va fi dotat și pentru cabinetul stomatologic și pentru... Că vedeți dumneavoastră, un cabinet medic stomatologic sunt, tine, vin, pe piață, dar nu au cabinete și în afară de asta, aparatura este foarte scump. Ca un medic stomatolog tânăr să facă cu ei aparatură, îi jur la vreo 20 de mii de euro. Banii în care nu ia. Noi, dacă facem lucrul ăsta și vor reuși să facem lucrul ăsta și voi pune la dispoziție, ia că va veni un medic aici. Se va bucura, va avea instrumentarul, numai că el va cumpăra ăsta de schimb. Deci tot ce înseamnă de schimb, îl va cumpăra el din banii lui. Consumabil. Da, așa, corect. Consumabile vor fi cumpărate de ei. Sperăm să obținem finanțările la aceste proiecte și dacă le vom obține, fie că e un lucru bun. La Furiță mi-a spus cineva, da, dotare, dar ce medic va fi? Medici sunt, ați văzut că ei aparatură pentru ginecologie. Sunt medici specialiști care vom face contract cu ei, vor veni, îi pun la dispoziție, vor percepe un preț mai mic, fiindcă noi îi pun la dispoziție, noi instrumentatul, da? La tot și așa costul local, și va fi un preț mai mic decât va fi la un cabinet în municipiul Ionești, unde este cabinetul lui, investiția lui și au luat omul și face prețul în măsură. Sperăm să fie bine, ca și la astea sunt trei proiecte, mai avem depuse încă trei la minister. Vă aduc aminte iar că este vorba de asfaltare, acei 5 km 600 de metri de drum, cu extinderea și modernizarea căminului Dâncașin și cu modernizarea și consolidarea școlii Dâncașin. Deci mai avem trei proiecte depuse, astea vor merge mâine la minister, pleacă doar la Măgureanu la noapte, la 3 dimineața și va ajunge mâine dimineața la minister să depună să fim în teren, că mâine este vineri ultima zi. Și ca să stăm pe ultima 100 de metri să depunem vineri, e cam, nu știu, dacă nu ajunge acolo, se întâmplă ceva. Se ai aglomerat sau și așa, să fie o zi înainte, să fie depuse în termenul care l-a solicitat ministerul. Dacă aceste proiecte se vor finanța, sau care de ele vor fi finanțate, cu siguranță până în Paști, zic eu, vom ști. Deci până în Paști, până în, când e Paști? Aprilie. 6 aprilie. Sau poate mai târziu, până pe 20 aprilie, vom ști care contracte au fost selectate. Și în momentul când vom fi contractualitate, vom fi chemat la guvern, la minister, și vom semna contractul de finanțare acolo. Cu contabil, împreună, cam așa se merge. Primar contabil, semnează contractul de finanțare. Sperăm măcar de 6, să avem 3. Sau să avem 2. Hai să avem și 1 până la urmă. Hai să avem 6 până la urmă. Sau 6, toate sunt așa. Dar știți cum e, dacă nu facem proiecte și nu depunem, nu o să avem finanțări niciodată și nici nu. Dar sperăm, dacă nu, avem alternativă. De exemplu, pentru căminul cultural din Cașin, dacă nu finanțează la guvern, alternativa ar fi pe Cori. Să deschidem măsură până programul operațional regional Piatra Neamț și acolo o să, ce am văzut, o să fie bani și pentru asemenea investiții. Și atunci, dacă nu e acolo, o să depunem din Cori. Proiectul cu drumurile avem depus și la AFIR și acolo este... Noi trebuie să căutăm sursa de finanțare. Că vin banii de la AFIR, că vin banii de la guvern, că vin banii de la Bruxelles direct, vin banii la CNI, cu ei și cu CNI-ul. Dunii nu are importanță. Banii trebuie să vină, să ne faci noi lucrările noastre, să fie cheltuiți cu chipzunii să-și iau cum trebuie. De exemplu, la drumuri, s-a făcut o economie de 4 miliarde și ceva. E mai rar să întâmplă lucrul ăsta, trebuie să trimite la guvern acum, deci un not, de ce nu ai întâlnit pe aia 4 miliarde? Și ei am făcut un not de fundamentare și am explicat de ce nu s-au cheltuit aia 4 miliarde. Că vedeți dumneavoastră, se treabă și când nu-i cheltuie, deci nu-i cheltuie.
Înțelegi că nu-i cheltuit cu toți, poate cu ce e cheltuit, dacă nu-i cheltuit, de ce? Și am făcut altcineva dacă e... Da, altcineva. Și am făcut notul fundamental, am explicat de ce și chiar au solicitat ca suma aia de 4 miliarde să fie realocată, dacă îi se aprobă proiectul ăsta la altul cu drumul. La asta care l-am depus ea. Deci se poate face drumul pe bune și cu economie, se pot face lucrări de bun simț. Dar, v-am zis, trebuie colaborare între mine și dumneavoastră, Consiliul Local. Colaborarea între mine să fie cu viceprimarul tot la fel de bună și cu funcționarea de primărie. Și dacă este o colaborare perfectă și o înțelegere și fără să ne îngheotim în bază, din punct de vedere politic, în Consiliul Local trecut, s-au făcut lucrări frumoase în Cașa. S-au dus banii aproape în jur la 48 de miliarde, fără precedent în Cașa. Să știți că 48 de miliarde cum la Cașa nu au fost aduși din 90 și până în 2000, când am zis noi, 20, nu? 20 când am zis că preluat pe mandatul primar. Poate a fost, a fost și muncă multă, a legătură multă, poate a fost și un pic de noroc, toate se leagă în viață. Știți cum e, degeaba muncești dacă ai și un pic de noroc, sau e o chestiune, sau muncești și pierzi totul pe drum. Poate se leagă una și cu altă, dar a fost și muncă multă, știți, cu drumul la București, a făcut și eu și doamna Măgureanu, și la Iași, a făcut și drumul, au avut și accident cu doamna Dințu. Și s-a întâmplat, dar a fost bine, până la urmă, că s-au obținut niște bani în comun. Și acel lucru să știți că a fost aprobat în majoritatea consilierilor în funcție, care sunt vechi, știu, și o parte din consilier, doi, trei consilieri, n-au aprobat niciodată. Sau avem un singur un consilier, a fost de mandatul trecut, care nu a aprobat nicio investiție. Nu e. Deci, înțeleg, vii cu amendament sau vii cu ceva, doamne, nu convine investiția respectivă, că nu se face, nu știu, în punctul meu de vedere, așa se face, aia e cu tot ceva. Dar ca să vii, să nu aprobi, înseamnă că noi trebuie să fim de bună credință, noi trebuie să lăsăm ceva vorba noastră. Asta e părerea mea. Lăsăm. A fost Consiliul Local cu Comar, cu Bărcea, cu Soroiu, cu Primar, cu Cojocea. Păi a rămas ceva vorba lor, a rămas. Doar asta rămâne până la urmă. Prea bine, uite, în primul meu mandat, în 2012, am avut o vizită la o rundă zile de la primarul Grădinar. Care sunteți, din Cașa știți primarul, ce mai vârstă, primarul Grădinar. A fost în perioada comunistă. El a fost un primar impus atunci, nu ales. În perioada aia, primarul se impuneau de Partidul Comunist. Și a venit la mine și zic, băi băieți, ai primit la mandat să faci să rămân ceva urma ta. Și cu ultimul urma mea a rămas școală. Dispensarul. Ultimul urma mea a rămas sistematizarea. Deci sistematizarea și datul gardului înapoi, ca să facă drumul județean și șansul de care vedeți în asta mă știu asta, a fost cu timpul lui. Și a spus că a fost cel mai greu lucru, mandat care l-a făcut atunci, ca să iei oamenii gardului înapoi. Adică, în perioada aia, că domnul Sporcea știe, gardul era o marge a drumului. Nu era ce vedem noi acum. Noi ne-am născut așa, noi așa am văzut care este mai tine. La cei mai în vârstă știu cum a fost. Deci, important este să rămân ceva urma noastră. O să mai fie proiecte, cu siguranță. O să mai fie, că luna viitoare, încă două proiecte o să mai aprobăm. Și să dea Dumnezeu să fie bine și, ce să mai zic, să facem ceva. Cine e asta? Da, mă invit să luați cuvântul în legătură cu materialele prezentate cu proiectele. Da, supunem la vot. Da, spun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, extindere și modernizare sistemului de iluminat public stradal din Comuna Cașa, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice investiții, extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman, sat, Cașa, Comuna Cașa, județul Bacău. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Iar la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice investiții, dotare, dispensar uman, sat, Curița, Comuna Cașa, județul Bacău, la fel inițiator domnul primar. Cine este pentru? Cine se împotrivă și cine se alții. Toată lumea a fost de lemnă. Încă o informare și a plecat. Să știți că pentru proiectul de dotare la căminul de arzițeală de Culița, banii de proiectare, de consultație, care acolo e consultat de e suma de 5.000 de lei, banii se vor da numai dacă vom obține finanțarea. Dacă nu vom obține finanțarea, nu se va cheltui niciun bonus. Și el lucrează la Dali și se fie la dispensar. Aici este un lucru, fiindcă apar inspectivi, avizii, studii geotehnice și mai departe, aici se va plăti cu vom rămâne cu un proiect. Dincolo nu se va da niciun bonus. Iar la cel de iluminat stradal nu costă decât 500 de lei. Și așa că, chiar dacă nu vom obține finanțarea la dispensar la Culița, nu vom da niciun bani. În momentul dacă vom obține finanțarea, trebuie să ne plătim și noi consultanța, care e 5.000 de lei. Da, asta e. Mulțumim. Thank you.